Bună. De ce nu vor oamenii să se pocăiască? De ce nu vor oamenii să se întoarcă la Dumnezeu? 1. Pentru că nu-L iubesc pe Dumnezeu. Căci dacă l-ar iubi pe Dumnezeu, s-ar întoarce din toată inima lor la Dumnezeu. Biblia spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. De aceea nu se întorc oamenii la Dumnezeu. 2. Pentru că nu-și iubesc măcar sufletul lor. Biblia spune că există rai și iad, că există Dumnezeu și Satan. Biblia spune că sufletul omului sau duhului este nemuritor și că într-o zi omul va trebui să plece din această lume atunci când îi vine ceasul. Și pentru că oamenii nu-și iubesc sufletul și iubesc doar trupul, din pricina aceasta oamenii nu se pocăiesc de păcatele lor și nu se întorc la Dumnezeu. Nu le pasă de sufletul lor care trăiește veșnic și mai mult le pasă doar de trup care este trecător și muritor. Apropo, dragul meu, tu de ce nu te pocăiești? Ce te împiedică să te întorci la Dumnezeu? Dumnezeu dorește salvarea ta. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Dumnezeu dorește ca fiecare să se întoarcă de pe calea lui ce ar ia și să trăiască, ca să aibă viața veșnică. Care este motivul care te împiedică să nu te împaci cu Dumnezeu, să nu te pocăiești de păcatele tale? De ce nu se pocăiesc oamenii? 3. Pentru că găsesc mai mult plăcerea în a satisface carnea. În a-și trăi viața pe pământ, oamenii spun, o viață am să-mi o trăiesc. Și o trăiește în tot felul de păcate, în fumat, în alcool, în droguri, în destrăbălare. Și oamenii aceasta o numesc viață, dar nu știe că aceasta este pentru distrugerea lor. Alcoolul, fumatul, drogurile, scandalurile, bețiile, cluburile de noapte, restaurantele și multe, multe altele pe care omul le face. Omule scump, Hristos a spus când era pe pământ, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. El zicea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.